Ne aflăm în biserica atribuită tradițional Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din anul 1493. Biserica, Hristoavele vorbesc toate, biserica domnească cuvioasa Paraschiva din Cotnari, slujită de un preot gospod, preot domnesc. Biserica este arhitectural, este simplă, în formă de corabie, fără turnă, fără nimic, decât cele două cruci care sunt la un capăt și la celălalt, care vorbesc că aici se află un locaș de cult. Dacă aici m-am născut, aici m-am botezat, aici m-am cununat, da? Sunt omul satului, trebuie să fac ceva. Și am început încet, încetul. Nu poți deodată să faci, până ce oamenii nu te cunosc, dar mă cunoșteau și înainte, nu era vorba de asta. Și am început încet, încetul, în 89, chiar în octombrie, după multe lupte, am primit și autorizații ca să fac reparațiile la Sfânta Biserică. În 92 am început, într-adevăr, să fac reparațiile care se cuveneau la biserică. Întreaga poveste a Bisericii Cuvioasa Parascheva din Cotnari o puteți descoperi prin proiectul Moștenirea lui Ștefan cel Mare, finanțat de către Secretariatul General al Guvernului României.